Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, sau AJOFM, a prezentat datele cu privire la persoanele care s-au angajat în primul trimestru al anului în curs. Astfel, în primele trei luni din 2021, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara s-au încadrat peste 1700 de persoane. În primele trei luni ale anului și-au găsit loc de muncă, au fost încadrate prin intermediul AJOFM Hunedoara 1702 persoane, dintre care 802 femei. Din totalul persoanelor avem 907 persoane peste 45 de ani, 319 cu vârstă între 35 și 45 de ani, 285 cu vârstă între 25 și 35 de ani, 191 sunt tineri sub 25 de ani. Dacă facem o clasificare din punct de vedere al mediului de rezidență, avem 1287 persoane care provin din mediul urban și 415 din mediul rural. Georgeta Tomuța, directorul executiv al AJOFM Hunedoara, consideră că acest număr de încadrări în muncă este un semn bun în ceea ce privește relansarea economiei hunedorene în perioada de pandemie. Iată că totuși încet încet se mișcă la nivel de județ, economia, încet, încet, oamenii încerc să-și găsească locuri de muncă. 1702 persoane este o cifră care ne dă speranțe că vom învinge și pandemia și vom putea să ne reintegrăm și lucrurile să revină la normal. Cei mai mulți dintre hunedorenii care și-au găsit locuri de muncă prin intermediul AJOFM Hunedoara de la începutul acestui an sunt cei cu studii liceale, iar cei mai puțini sunt absolvenții de școli post-liceale.